cât de departe, cu siguranță recunoașteți titlurile pe care vi le spun și aud deja fredonând. Sunteți pregătiți pentru ce va urma, da? Au un palmares muzical plin de succes. O istorie de 35 de ani de carieră și 17 albume deja lansate. Băieții au concertat atât în țară cât și în străinătate și au obținut diferite premii la toate concursurile muzicale la care au participat. Sunt curioasă dacă publicul vasluian știe despre cine este vorba. Vreau să aud un singur nume de la voi. Dacă este cel corect, îi invităm alături de noi pe scenă. Dacă nu... Mai tare! Alex, știu oare vasluienii despre cine este vorba? Sunt sigur că știu, pentru că amintim acum 4 ani, i-ați primit cum ați putut dumneavoastră mai bine și suntem siguri că în această seară o să-i faceți mândri din nou, pentru că sunt cea mai bună trupă de rock din România și suntem siguri că voi, vasluienii, sunteți cei mai buni pentru a fi un public complex și unit și această seară nu poate fi decât una de poveste. De poveste, asta sperăm și noi și amintesc desigur seara trecută ce s-a încheiat și putem spune, putem trage linie și putem spune că a fost de poveste. În această seară, un moment desăvârșit, un moment apoteotic pe care de care ne vom bucura cu toții, va fi, dragi oameni, manifestat de către o trupă ce o iubim, o trupă ce o cunoaștem. Alex, mai discutăm cu publicul vasluian sau tăiem emoția și suspansul? Cred că e suficient și dragii noștri sunt pregătiți să-i primească pe acei artiști care urmează să concerteze și să vă facă bucuroși, să creeze amintiri alături de voi. Doamnelor și domnilor, Holograf! Baby,
Bună seara, Vasului, bună seara și bine v-am găsit! Ce ziceți ca să ne împiedenim așa puțin? Nu vreți să cântăm refrenul ăsta împreună? Să vedem ce iese. Ia și... Spune-mi ce vrei! Asta e! Spune-mi ce vrei! În iubirea la voi! Singurul loc unde așteaptă iubirea nu e al lor. Gata, ne-am obiectat, haideți acum. Fetele o să se bucure foarte tare la următoarea piesă, pentru că următoarea piesă se intitulează și băieții plâng. Uite bucurie aici în față. Plâng câteodată. Câteodată, fetelor, nu tot timpul. Și avem voi ajutorul vostru. Uite și aici în stânga, și acolo, și acolo. Până acolo. Și aici în față, la protocol. Încerca să ne mai prința iubire. Să nu îmi spui că ai iubire. Încerca să ascunzi durerea care te-a lovit și mulți. Să nu știi.
Da, în seara asta. Iar acum vreau același lucru cu bărbații. Cu domnii. Că și noi, bărbații, avem drepturi. Haideți, domnilor, să vedem ce este. Atenție, domnilor, să vedeți că cine stați în fiecare zi în case. Domnilor, începem. Încep. Și. Și vă. Ați auzit ceva, domnilor? Încă o dată, domnilor. Și. Și. Sunt doi domni acolo care au strâns și ei mult. Au strâns și ei, dar nu, aici nimica. Ia, 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 și, și, bă. Liniște. Hai să ne băgăm, femeie cu băieți. Toată lumea, la un loc. Și, și, bă. Cine cântă mai tare aici în vasul lui? Fetele, mulțumesc frumos! Da, e clar! Băieții se mai retrage așa, dar poate la următoarea piesă o să cântăm cu toții. E un refren simplu, începe cam așa. Da-ra-ram, da-ra-ram, da-r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 a-
Ta-ra-ra!
Și
departe, dar o să am nevoie de ajutorul vostru, să știți. Vreau să înțelegeți puțin de ritmul cu palme, de cu inimă, nu? E o piesă, se merge să deschidem. Da, da, uite, și acolo, și acolo. Sunteți foarte departe, așa m-au pus foarte departe de noi. Așteptați-vi mai aproape aici. Și la hotel. La hotel nu se mai cazează nimeni în seara asta. Bun! Pentru că o să vă cântăm o piesă de dragoste. Dacă noi ne iubim și avem nevoie de atmosfera asta voastră,
E minunat aici la Vaslui în seara asta. Mulțumim! Dacă noi ne iubim! Să știți că merită de Jaco. Atât. E o piesă frumoasă. Vă garantez. Eu v-am zis că merită. Cât de departe să pui inima, ca să nu se atingă de mine. Și cât de departe să pui dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colim pe pământ, fără liniște sau fără bine,
Cât de departe aș mai gata, n-ar fi prea departe. Ia să vă exact, ce de vrem, ia. Cât de departe, cât de departe, I'm not afraid to die.
domnișoară și domnilor, pentru că venim destul de frumos. Am vrut să vă cântăm și o piesă mai veche, dacă ne lăsați în țara asta. Era de pe vremea Costineșului, când cântam acolo. Și că poate unii dintre dumneavoastră au ajuns să ne vadă la Forum, era un loc pe vremuri. Țara asta o să vă cântăm o piesă foarte veche, din 1760. Sunt singur pe drum și vreau să las pe prietenul meu, Iulian Rabete, să cânte el această piesă. Doamnelor și domnilor, Iulian Rabete, chitară bas!
Iulian Gravete, doamnelor și domnilor! Vă venim suma! Comedii Petroșel, din o furtună Romeo de Diu, Dan Bitman, formația Holograf, doamnelor și domnilor! Acum vreau să-mi se întâmple și mie o minune aici la Vasului. Vreau o minune, vreau o minune. Ia la goma, ia la goma, ia la goma, you.
Mulțumim! Asta mai știți? Poate nu mai aduceți aminte de aia. Și nu aștepta, aștepta, aștepta. Ia-ți-o!
mulțumim. Mulțumim frumos. Mă simt ca operă, să știți. Nu știu de frate. Bună seara, bine m-am găsit. Pot să-mi iei tot ce am mai scump pe lume. Pot să-mi iei zilele, nopțile, sau anii de venit, dar să nu-mi iei niciodată. Să nu-mi iei niciodată dragoste. Dar să nu iei nimeni.